Bine ați venit la o nouă zi de shopping astăzi. Vă ziceam în ultimul vlog dacă ați văzut că a venit mama la mine și că urmează să vină și sora mea. Ieri am fost să o iau de la aeroport și astăzi vreau să mergem împreună până în centru. Sunt două magazine de vintage aici în oraș, la care n-am ajuns niciodată. Au în principiu haine vintage, unul din ele are și un cont de Instagram, o să las aici câteva poze. Parcă e așa pe stilul anilor 90 și mai este un magazin despre care nu știu absolut nimica, doar că închide la ora 5 și trebuie să ne grăbim pentru că facem un pic pe drum, plus că trebuie să găsesc parcare. Și acum că a venit ea, m-am gândit să facem asta împreună, să mergem amândouă, să vedem ce găsim. Sincer, nu am nevoie de ceva anume. La niște blugi mi-ar plăcea să mă uit, în special Levi's 501. Am văzut că au în magazinul de care vă ziceam, care și cont de Instagram. Acolo mai postează articolele pe care le aduc și mărimile disponibile. Acum la blugi nu am văzut, de exemplu, mărimea mea și mi-e destul de greu să-mi găsesc blugi pentru că îmi trebuie cea mai scurtă lungime la pantalon, la crac, practic, pentru că sunt destul de micuță și găsesc destul de greu și în magazinele lor. Plus că nu știu exact ce prețuri au. Îmi imaginez că prețurile sunt mai ridicate decât într-un second hand obișnuit, fiind totuși un vintage store unde ei aleg marfa pe care o expun și da, au anumite teme și criterii după care se iau. Așa că mă aștept la niște prețuri ridicate. Sunt chiar curioasă dacă blugii costă mai puțin, mai mult sau tot atâta ca și în magazin. Nu mai stau la povești că v-am zis că se închide magazinul și trebuie să ajungem, adică vreau să intru și în magazinul respectiv, care sper să aibă prețuri un pic mai mici decât celălalt. O să vedem, poate mai găsim și alte magazine pe drum. Mi-am luat o bluziță care este thrifted, este luată de pe Vinted. Urmează să vorbim și despre asta, despre Vinted și pantalonii de la Uniqlo pe care i-ați văzut într-un alt haul acum ceva vreme, cred că era iarnă încă. O să-mi pun ochelarii să văd mai bine prețurile. Haideți să mergem! Am ajuns în primul magazin care se numește Bell & Bill. Am ajuns cam cu o oră înainte să se închidă. Aici afară aveau multe lucrușoare așa de decor în coșuri, la cele de pe jos și de pe scaune și niște articole la reducere. Din descrierea de pe Google credeam că au mai multe articole vintage, dar am găsit o grămadă de haine de la Zara, de exemplu, sau acolo acesta mi s-a părut drăguț, dar nu mi-au plăcut nasturii și nici prețul nu era grozav, era în jur de 40 de euro. Într-adevăr avea 20% reducere, dar nu știu, pentru un articol de la Zara, de fast fashion, mi se pare totuși, mai ales că e second hand, un preț un pic prea mare. Apoi am intrat înăuntru, magazinul e aranjat tare drăguț, doamna care era acolo după teșghea, cred că se vede un pic în imagini, era și proprietara magazinului și am intrat un pic în vorbă, vă povestesc imediat în legătură cu ce, doar că nu erau foarte bine organizate lucrurile. Într-adevăr, totul are o atmosferă așa de căsuță, de walk-in closet, poate ca și cum intri la cineva în casă, dar dacă intri să cumperi ceva, vezi pantofi peste tot. E o secțiune de pantofi, dar sunt puși și în alte părți, plus că trebuie să te uiți după mărimea ta. Gențile mi s-au părut că erau peste tot atârnate pe capetele barelor de haine, pe deasupra pe rafturi, deci peste tot, trebuia să te uiți chiar peste tot dacă erai în căutarea ceva anume. Două articole mi-au atras atenția în magazinul acesta, primul fiind această jachetă, nu mai știu exact de la ce firmă era, costa în jur de, tot așa, în jur de 40 de euro, doar că îmi era mare, am probat-o și din păcate era mult prea oversize, cred că era un L. Și mi-a mai plăcut un fular, un șal, nici nu știu exact cum să-l descriu, era în orice caz pentru toamnă-iarnă, de la o firmă foarte cunoscută, dar și el avea un preț relativ ridicat și nu aveam neapărat nevoie de el, așa că l-am lăsat acolo. Și acum să vă povestesc și întâmplarea din magazinul acesta. Când am intrat noi, cred că era o singură femeie încă în magazin, pe lângă vânzătoare, și mi-a fost jenă cumva să stau pe acolo să mă fuțui să filmez și am zis că hai să o întreb dacă e ok să filmez. Și întrebarea asta a dus la o întreagă discuție despre Instagram, dacă pot să-i trimit și ei clipurile, dacă pot să o ajut să pună pe Instagram.
mi-a dus telefonul să-i arăt cum să posteze poze pe Instagram, nu știa cum să le adauge acolo în feed. A fost drăguță toată faza, mă bucur că ne-a lăsat să filmăm. Până la urmă n-am probat nimic altceva în afară de jacheta respectivă și am mers mai departe. Am terminat cu primul magazin. A fost... Cum a fost? Nu ținut foarte mult tipa la discuții pentru că am întrebat-o dacă putem filma. A fost foarte puțină lume în magazin sau nimeni. O tipă a venit la un moment dat. Eu sper că m-aud. Deci ne-a ținut foarte mult tipa la povești pentru că eram singur în magazin și m-a pus cineva, nimeni, să întreb dacă putem filma. Că mi-a fost jenă să scot telefonul să filmez pe acolo fără să anunț pe nimeni. Și a început să-mi zică că vrea și ea filmările, să-și le pună pe Instagram și dacă mai venim, ne dă bani și tot felul. Așa că am stat mai mult la discuții decât să ne uităm prin magazin și vreau să intrăm și aici. Aici mai este un second în care tot așa n-am intrat niciodată pentru că tot închis era când am fost. CD player și la laptop nu mai este. Da. Nu zic unde este. Am primit cadou. În mașină, poate. Dar nici în mașină, cred că nu avem. Al doilea magazin este unul pe lângă care am trecut de foarte multe ori în weekend și de fiecare dată a fost închis, așa că n-am reușit până în ziua respectivă să intru în el. Acesta era organizat ca un magazin clasic, ca să zic așa, lucrurile erau toate pe umeraș și nu existau canapele cu lucruri aranjate sau împăturate pe diverse măsuțe. Mie personal îmi place mai mult așa și m-a surprins să văd că au și articole pentru casă, viniluri, cărți. Hans. Un joculeț pentru copii am găsit, m-am uitat un pic cum se joacă să văd dacă e potrivit pentru Milan, dar până la urmă nu l-am cumpărat. Am văzut cănile acestea drăguțe și erau chiar două, am stat un pic pe gânduri dacă să le iau, dar până la urmă le-am lăsat acolo, că mi se par un pic cam mici pentru cafeaua cu lapte pe care o beau eu, iar apoi am mers să ne uităm la haine. Am văzut vestuța asta, tare mult mi-a plăcut, arată așa old school, dar mi se pare foarte faină și cred că ar arăta bine peste o maletă sau peste o cămașă albă. Multe de făcut. Da. Prețurile erau mai mici decât în magazinul precedent. Mi s-a părut interesant pentru că ambele magazine sunt în buricul târgului, în centrul vechi al orașului și m-aș fi așteptat să aibă prețuri asemănătoare, fiindcă plătesc chiria aproximativ la fel de mult, dar se pare că nu. Mi-a mai plăcut sacoul acesta, l-am luat și pe el la probă. Nu aveau foarte multe haine, dar mi-a plăcut că erau destul de aerisite și magazinul în general aerisit și luminat. Cam 3 sferturi erau haine din magazin, iar cealaltă parte articole pentru casă. La accesorii am găsit acest clutch de la Zoela, cred că e o colecție veche, poate chiar prima pe care a scos-o. Și apoi m-am uitat puțin la cercei, mi-a plăcut o pereche de cercei, aceștia aurii foarte, foarte mult, doar că erau cu clips și mie efectiv nu-mi stau cercei în ureche dacă sunt cu clips. Apoi m-am uitat la curele, unde am și găsit ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Și am probat niște mânuși, aveau niște mânuși de piele foarte faine, dar până la urmă le-am lăsat acolo. Am probat sacoul care, deși era mărimea mea, parcă era un 36, nu stătea așa cum mi-am imaginat, am crezut că e puțin mai oversize, dar era destul de cambrat și avea și shoulder pads și parcă nu, nu știu, parcă nu stătea chiar așa bine cum aș fi sperat. Da, deci asta e foarte faină, dar e un pic mare și acum mă gândesc dacă să-i fac gaură până aici, numai că după aia târnă chestia asta și nu știu cum să o prind cu un elastic de păr, am văzut, numai că trebuie să pun de fiecare dată. Cureaua, în schimb, mi-a plăcut, mă gândeam cum să fac pentru că mi-era totuși mare și eu voiam să o port în talie sau chiar dacă o port la pantaloni, am pantaloni în general cu talie înaltă și nu avea suficiente găuri, dar am acasă un aparat de făcut găuri în curele și o să-l folosesc și o să mai fac niște găuri la cureaua respectivă. Vesta, din păcate, îmi era largă, stătea așa căscată, nu știu, cred că era prea decupată la sub braț.
Chiar mi-ar fi plăcut, aș fi luat-o dacă îmi venea mai bine. Iar la ieșire am văzut că avea o vitrină cu articole de designer, cred. Erau niște ochelari de soare Yves Saint Laurent. Drăguți, se poartă acum așa mai 90s. Am terminat și în al doilea magazin și mergem la ultimul, unde ar trebui să fie cele mai faine chestii. Este gândul de care vă ziceam că are și cont de Instagram. Și am ajuns la ultimul magazin unde era muzica destul de tare, așa că aici nu pot să las niciun cadru cu noi vorbind sau discutând în magazin. A fost însă cel mai fain dintre toate din punct de vedere estetic, avea așa un stil aparte, mai underground, era într-adevăr la subsol, decorat fain, vedeți și intrarea asta e mai spectaculoasă decât la celelalte magazine care erau pur și simplu niște magazine. Și marfa se vedea că e aleasă de cei care se ocupă de magazin, toată să fie într-un anumit stil. Și aici am dat de viniluri, însă și vinilurile erau mai alese, parcă le-au ales pe cele mai speciale. Și aici în jurul casei aveau și o grămadă de alte lucrușoare, de bijuterii, n-am găsit nimic ca pe gustul meu, mi-ar fi plăcut niște cercei aurii cum am găsit în magazinul anterior, dar fără clips. În ziua în care am fost noi aveau 20% la toate articolele și am avut speranțe foarte mari că o să găsesc ceva, în special după ce văzusem pe Instagram că au blugi Levi's 501, modelul de care eram eu interesată. M-am și dus direct la blugi, unde mi-a plăcut că erau aranjați pe mărimi și nu doar pe mărimi, ci pe eticheta asta adăugată de ei. Erau sortați cumva și pe culori, după stil. Fiecare liniuță colorată însemna stilul blugilor. Era o culoare pentru mom jeans, o altă culoare pentru blugii drepți, o altă culoare pentru skinny, deci nu trebuia să-i scoți să te uiți la fiecare. Puteai să-ți alegi doar culoarea și mărimea care te interesează. Și am văzut într-adevăr o pereche care mi-a plăcut și ca și culoare și mărimea se potrivea, doar că era foarte uzată, aș zice, chiar aș zice că era foarte uzată. La spate, aproape că începea să se destrame și am zis că nu are sens să-i iau ca să-i port de două ori și apoi să se rupă cu totul. Am găsit și niște cizme stil cowboy care chiar mi-au plăcut și erau și mărimea mea, așa că le-am luat la probă. Am mai găsit un corset drăguț, ăsta m-am gândit că ar arăta bine tot așa peste o cămașă, dar nu l-am luat până la urmă la probă, mi s-a părut un pic prea colorat și parcă nu e tocmai genul meu. Mi-a plăcut și geanta asta, mi-aduc aminte că avea mama ceva asemănător, mai mare de atâta și cu toartă din aceea ce se pune pe umăr. Aveau și ghete Doc Martens, erau faine, dar relativ uzate și nu mărimea mea. Și am mai găsit o haină de piele așa mai lungă, care știu că poate să arate foarte gotic dacă nu o combin cum trebuie, dar am văzut un video la o tipă care o combinat-o foarte fain cu ceva elegant, deschis la culoare și arăta super bine, dar cred că nu am încă tupeu să port așa ceva. În cabină am intrat cu un sacou alb-negru, o mărime relativ mare, dar am vrut să-l încerc, o geacă de blugi foarte faină de la Levi's și perechea aceea de cizme cowboy de care vă ziceam. Geaca mi-a plăcut super mult, era mărimea XS, mi-a plăcut că era cropped, era scurtă și venea foarte fain peste umeri, așa mai oversized. Costa 69 de euro, deci 70, și mai aveai 20% reducere. Așa arăta sacoul. Mi-a plăcut, dar parcă tot era ceva ce nu îmi plăcea 100%. Iar apoi am probat cizmele, care erau foarte faine din piele și prețul era ok. Era 40 de euro, erau parcă, plus că mai aveai reducere la ele. Dar o să vă las să urmăriți și ultima parte a videoului să vedeți ce am cumpărat de fapt.
Ne-am mai uitat puțin și la articolele de bărbați, acolo de obicei găsești tricouri destul de faine, mai ales dacă îți place să le porți așa mai oversized, iar apoi am pornit spre casă. Am ajuns înapoi acasă, o să vă arăt ce am cumpărat. N-am avut foarte mult succes, ați văzut că nici n-am pornit eu foarte hotărâtă. De fapt știam că vreau blugi și blugi din păcate nu am găsit. Acolo la ultimul magazin, la Used, unde am filmat cred că și cel mai mult, mi s-a părut foarte fain cum erau aranjați blugi și pe categorii, cu culori, cred că v-am povestit în voiceover, doar că nu am găsit nimic ca să-mi placă. O pereche părea să fie cam ce vreau eu, dar erau chiar foarte uzați, adică îi mai purtam de două ori și se rupeau la spate, am zis că nu are sens. Mi-a plăcut foarte mult și geaca de piele Levi's, dar era 70 de euro și chiar și cu reducere ajungeam la 60 și ceva, nu știu, dacă era 50 de euro poate că m-aș mai fi gândit, dar am zis că o las, acum nu cred că se vinde, dacă chiar îmi stă gândul la ea și vreau să mă duc să o iau, pot să mă întorc și mâine sau săptămâna viitoare să văd dacă mai este. Eu am o geacă de blugi, deci nu era ceva, o necesitate, dacă chiar găseam o pereche de blugi exact cum voiam, dădeam banii ăștia, asta este. Mi-au plăcut și cizmele, doar că aș fi vrut un pic mai înalte, pentru că vreau să le port cu fuste midi și nu vreau să se termine fusta fix unde începe cizma. După cum vă ziceam și în ultimul vlog în care v-am luat cu mine la cumpărături, mi-ar plăcea să fie din piele întoarsă, mi se pare mai moale și mi se pare că se așează mai frumos pe picior. Ăștia erau un pic cam tare așa în partea de sus. Și ca să rămân la ultimul magazin, care a fost și cel mai fain așa ca și marfă, doar că prețurile erau destul de ridicate, de fapt nu neapărat, că erau și articole care erau chiar ok ca și preț și mai aveau și 20% la tot când am fost noi, dar eu nu mi-am găsit nimica. Și-o luat sormea, în schimb, tricoul acesta. De la bărbat l-a luat 12 euro cu 20% reducere, adică extra. Și e foarte fain material, un bumbac așa mai gros. Și nici nu știu ce mărime este de la bărbați, bănesc că e un S, nu are etichetă. Cam așa arată, e foarte fain. Și eu mi-am luat din doilea magazin, unde de fapt nici nu voiam să intru, adică nu aveam un plan să intru. Cureaua asta mi-a plăcut foarte mult, catarama. Are așa o cataramă mare și mi se pare că arată bine chiar și cu pantalonii ăștia pe care i-am pe mine. Singura problemă este că trebuie să mai fac niște găuri, este destul de mare pentru mine. Dar nu e asta o problemă, uite, e chiar din piele. Da, scrie aici, echtes leder. Nu știu, credeam că nu e din piele, sincer, dar e foarte faină și a fost 10 euro. Acum văd că am vorbit cu hainele alea aruncate acolo în spatele meu, dar asta e viața. O să închei aici vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut. O să vă mai iau cu mine prin magazine. Acum am făcut destul de mult shopping în ultimul timp și nu merg neapărat să caut ceva anume, deși v-am zis că blugi chiar mi-ar plăcea să găsesc. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul video, care probabil va fi un vlog pe acasă, deci o lăsăm un pic mai mare cu shoppingul.